Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice lansat la Moinești. Școala gimnazială Ion Măric. Poliția la datorie. Vineri 13 octombrie, la grădinița Ghiocelul din Moinești, ministrul Băcăoan al Mediului Mircea Fechet a lansat ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din România, în prezența subprefectului Narcis Jitaru, a primarului municipiului Moinești Valentin Vieru, dar și a viceprimarului Bogdan Legănuș. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației la această conferință de presă, la fel cum îi mulțumesc domnului primar Valentin Vieru, domnului subprefect Jitaru, doamnelor inspector general adjunct Ida Vlad și Lavinia Miseilă, pentru că sunt astăzi alături de noi într-un moment foarte important. Lansăm ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din România și am ales să fac acest lucru nu la București, nu la Bacău, ci în municipiul Moinești, din mai multe motive, unul dintre ele fiind acela că aici avem foarte multe exemple de bună practică în ceea ce privește eficientizarea energetică a școlilor și a grădinițelor și avem multe exemple de bună practică în general în atragerea fondurilor europene. Din acest motiv l-am rugat pe domnul primar Vieru să ne asigure toată infrastructura necesară pentru a comunica aceste lucruri importante. Aș vrea să vă dau câteva detalii din ghidul de finanțare. În maxim 60 de zile de la data trimiterii ghidului către monitorul oficial, și astăzi am dispus trimiterea la monitor, se vor putea încărca proiecte de finanțare. Vom avea un buget de 451 de milioane de lei și o supracontractare de 200%. Asta înseamnă că vom putea primi proiecte de aproape 1 miliard de lei pentru a le finanța și mă refer aici în principal la proiecte de eficientizare energetică. Scopul programului este acela ca la sfârșitul lunii școlile și grădinițele și nu numai să aibă facturi mai mici la energie. Înainte de toate, ne propunem o reducere de cel puțin 35% a acestor facturi, la fel cum asta înseamnă și mai puțină poluare, mai puțin combustibili fosili folosiți pentru încălzire și până la urmă un aer mai curos, mai curat pentru fiecare dintre noi. Așadar, vom finanța izolația termică a clădirilor, vom finanța schimbarea termopanelor, vom finanța surse regenerabile pentru încălzire și pentru producerea curentului electric, vom finanța becuri moderne, senzori de mișcare, sisteme de ventilație și de climă. Ceea ce este însă foarte important și reprezintă particularitatea acestui program este că nu doar școlile și grădinițele vor putea participa. Practic, orice clădire publică, că discutăm despre dispensare, dacă discutăm despre spitale, săli de sport și orice clădire publică ar putea să fie finanțată pe acest program. Însă vorbesc în primul rând de școli, pentru că școlile au cel mai mare consum de energie. Statistic vorbind, fiecare școală din România consumă 354 de kW pe fiecare metru pătrat de școală pe an, față de 200-250 cât consumă alte tipuri de clădiri publice, iar asta se datorează probabil și datorită și faptului că mai mult de un sfert din cele 7000 de școli și de grădinițe din România încă se încălzesc cu sobe și cu lemn de foc, ceea ce ne propunem să schimbăm
prin acest program. Așadar, valoarea finanțării este de 6 milioane de lei pentru comunele mai mici de 5.000 de locuitori, 12 milioane de lei pentru comunele mai mari, avem 20 de milioane pentru municipiile de rang 2, 28 de milioane pentru municipiile de rangul 1 și pentru consiliile județene. Este foarte important că finanțarea e în proporție de 100%, cu alte cuvinte, primăriile nu trebuie să aloce niciun ban din bugetul propriu. Aș mai adăuga faptul că dacă o primărie dorește să investească și într-o școală, și într-o grădiniță, și în dispensar, acest lucru se poate face câtă vreme valoarea cumulată a acestor proiecte nu depășește suma pe care am menționat-o mai devreme. Finanțarea trebuie să se desfășoare pe parcursul a 24 de luni, cu alte cuvinte, de la data semnării contractului, lucrările trebuie să se termine în 2 ani de zile. Dacă vă întrebați de ce finanțăm aceste lucrări, așa cum am spus mai devreme, vom reduce factura la energie electrică, la energie termică și la utilități, indiferent de sursa de încălzire. Vom avea un mediu mai sănătos, vom avea un mediu mai eficient pentru copii, pentru că studiile spun că un copil care învață în condiții optime de temperatură, de umiditate și are un anumit confort, este mai eficient la școală, se concentrează mai bine și asimilează mai bine informația. De asemenea, să știți că fiecare leu cheltuit în eficientizarea energetică a clădirilor publice aduce 3 lei la sfârșitul investițiilor la bugetul de stat, iar dacă ne referim la costuri cu sănătatea și la alte costuri adiționale, cum ar fi cele legate de eficiența elevilor sau eficiența angajaților, când discutăm, deja acești bani se pot multiplica. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru invitația la grădinița Ghiocel, care, vă spun drept, m-aș bucura să avem și în municipiul Bacău astfel de grădinițe. Am vizitat-o mai devreme și condițiile în care copiii își desfășoară activitatea sunt comparabile cu cele mai bune, probabil, grădinițe din România, nu doar din județul Bacău. Acesta este motivul pentru care doresc să-l felicit încă o dată pe domnul primar Valentin Vieru. Școala gimnazială din Luncani, comuna Mărgină, în județul Bacău, se numește de câteva zile Școala gimnazială Ion Măric. Evenimentul s-a petrecut chiar de ziua pictorului naiv Ion Măric. La sediul școlii a avut loc festivitatea găzduită de Primăria Mărgineni în parteneriat cu Școala Alexandru Piru din Mărgineni pentru inaugurarea noului nume Școala gimnazială Ion Măric. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai școlii, preoți, oficialități centrale și locale. Stau și mă gândesc cât de mult bine ați făcut României și cât de mult ați reprezentat România la nivel internațional și cât de departe ați dus numele României și cu siguranță mă gândesc că toți colegii mei la nivel județean și la nivel național vor desfășura demersurile necesare să deveniți ambasador cultural al județului Bacău și nu numai, chiar al României, pe palierul acesta al artei naive. Elogierea valorilor, și valoare înseamnă suflet, și valoare înseamnă moralitate, și valoare înseamnă adevăr, dragi copii, pentru că acest lucru se face la momentul potrivit, la timp și nu când omul nu e prezent, când omul nu e de față, când e departe. De aceea trebuie să profităm să-l atingem și la propriu și la figurat pe bădița, în așa fel încât, dragi copii, dacă nu înțelegeți acum foarte bine de ce sunteți aliniați acolo, de ce sunteți aici cu noi, să mergeți în clasă, să o întrebați pe doamna învățătoare, pe doamna profesoară și astăzi și în altă zi, de ce numele școlii voastre a preluat numele omului, pictorului, artistului Ioan Măric. De ce odată la nu știu câți ani am să fac o asemenea
contabilitate, să văd la câți ani un om al cărui nume se află undeva pe firma unei școli, deci nu a unei instituții oarecare, este de față și nu un om oarecare. Ioan Măric este, hai să spunem, după Camil Petrescu, un om între oameni, un om care este cu adevărat un model. La mulți ani, Bădiță, și iar copiilor le urez să-i urmeze modelul de conduită în societate și în artă. Bădie, suntem onorați să fim contemporani și îți mulțumim că prin domnia ta ținem și noi deschisă traista cu amintiri, că ne-ai adus la oaltă să ne întovărășim pe ulițele satului, la colindat, la seceriș, cu babe vesele, cu moșneni și poznași. Îți mulțumim că prin arta pe care o creezi ne arăți că în viață nu înseamnă numai încrâncenare, ci și bucurie, suflet curat și mult umor. Dar mai ales îți mulțumim să împarți cu noi din lada de zestre moștenită de la înaintași. Constantin Dorian Bucovnicu, viceprimarul în funcție al Comunei Mărgineni, a propus Consiliului Local schimbarea denumirii școlii, iar consilierii au adoptat în unanimitate această propunere. Iată că astăzi suntem cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu implicarea unor factori pe care o să-i nominalizez. Suntem în postura în care arta naivă cu semnătura Ioan Măric ajunge și pleacă din vatra satului din Luncan, din vatra satului din Comuna Mărgineni, pleacă în întreaga lume. Bădiță, vă rog să transmiteți împreună cu șefa, bineînțeles, și cu sprijinul dumneaei și cu sarcină de la dumneaei, să transmiteți copiilor, în primul rând, să insuflați tot acest mesaj. Mai departe, noi, cei care avem anumite poziții, anumite funcții, anumite oportunități prin care putem să sprijinim administrativ, vom fi alături de domnia voastră în tot ceea ce veți face ca și proiecte și mă bucur să aflu și să aud că aveți o promisiune deja către Parlamentul României, unde veți avea o expoziție organizată acolo. Pictorul naiv Ioan Măric s-a născut în 1945 în satul Luncan și este primul cetățean de onoare al comunei. Eu am purtat satul și port în continuare și promovez satul și copiii cu obiceiuri date și tradiții. Și va rămâne peste în istorie acest nume. Și numele meu sunt trecut din 1961 în istoria artelor naive. Uitați că este în spatele meu o muncă de om, o viață de om și s-a orientat foarte bine că munca să fie răsplătită. Întotdeauna această muncă este răsplătită, numai dacă muncești, muncești cu sufletul, nu mecanic, să redai eu pe pânzele mele tradiții și obicei în satul tău și să-l duci unii. Da. Și rog să fie promovați toți copiii, cum am fost eu promovat, ajutați și la rândul meu, cât vom mai putea, vom mai ajuta și satul meu, comuna acum, nu numai satul, toată comuna se... Și așa am dus numele a satului, a comunii, a municipiului și a județului Bacău peste Măști Țării. Ioan Măric a fost elevul acestei școli, iar astăzi este o personalitate artistică recunoscută internațional în pictura naivă. Lucrările sale au ajuns pe toate continentele și sunt inspirate din lumea satului. A 17-a ediție a expoziției Lumea Ciupercilor a fost deschisă la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea. Chiar dacă nu au fost condiții meteo favorabile recoltării unor exemplare proaspete, specialiștii instituției pot arăta publicului multe mostre ale unor specii comune sau exotice. Ciupercile sunt o componentă extrem de importantă a lumii vii, nu doar prin rolul lor în natură, cât și prin răspândirea lor în toate mediile. De fapt, biologii au căzut de acord că ele alcătuiesc regnul fungi, diferit de cel animal sau cel vegetal, în cadrul căruia erau categorisite până în urmă cu puțin timp. În acest an, noi avem șansa să vă prezentăm o serie de specii care se găsesc în pădurile din județul Bacău. Pentru a organiza această expoziție, am efectuat deplasări în această săptămână în pădurii de pe Valea Bărzăuței, Valea Doftanei, pădurea Valea Budului, pădurea Șerbănești și, de asemenea, în cadrul expoziției am prezentat și câteva specii de interes din cadrul colecției, pe care noi nu le-am găsit în teren în acest an. În cadrul expoziției avem expuse
în jur de 50 de specii, eșantioane, în care sunt exemplare la care pot fi observate caracterele pentru a le identifica. De asemenea, în cadrul expoziției o să descoperiți și etichetele care cuprind aspectele ecologie, de habitat, de asemenea aspecte legate de interesul economic și anume dacă sunt comestibile, de asemenea interes farmaceutic sau ecologic. Bineînțeles că acest grup numeros al ciupercilor joacă un rol important în echilibrul ecosistemelor. Cele mai multe specii colectate în acest an provin din aceste păduri. De asemenea, în cadrul expoziției veți descoperi și specii comestibile de interes pentru cei pasionați de consumul acestor ciuperci sălbatice din pădurile noastre. Expoziția își propune să facă cunoscută lumea diversă a ciupercilor și să conștientizeze consumatorii și culegătorii de ciuperci cu privire la principalele specii de ciuperci toxice și comestibile care cresc în pădurile României. Expoziția Lumea Ciupercilor este un eveniment care se adresează atât publicului larg cât și specialiștilor, profesorilor de biologie și micologilor și este deschisă până duminică 15 octombrie. Activitățile desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în acest an au vizat creșterea gradului de siguranță și protecția cetățenilor prin protejarea persoanei, patrimoniului, prin siguranța stradală și rutieră și asigurarea climatului de legalitate, mediului de afaceri. Tema conferinței de presă de astăzi o constituie prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor, dar și activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație produse pe fondul consumului de alcool sau droguri. Una din cele mai notabile realizări ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost scăderea semnificativă a infracționalității în județ. În ceea ce privește siguranța rutieră, au fost organizate 716 acțiuni preventive, în care au fost aplicate 35.976 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 5.665 de permise de conducere și retrase 1.671 de certificate de înmatriculare. După cum observați, ca număr mergem pe un trend ascendent în ceea ce privește dinamica accidentelor rutiere. Cu privire la consecințe, avem 88 de persoane rănite grav, în plus 32, și 60 de persoane rănite ușor în accidente grave, în plus 17. Din fericire, în ceea ce privește persoanele decedate, înregistrăm un trend descendent, spun eu, semnificativ, vorbim de 41 de persoane decedate, cu 17 mai puțin decât aceeași perioadă a anului trecut. Pentru prevenirea criminalității au fost elaborate și implementate 3 programe prioritare de acțiune care au vizat domenii precum prevenirea delinvenței juvenile, criminalitatea informatică și violența în familie. În cadrul acestor programe au fost desfășurate 13 campanii preventive și au fost informați 14.146 de beneficiari. În cadrul acestui program au fost implementate 8 campanii de prevenire, fiind desfășurate 186 de activități, fiind informate peste 10.000 de persoane. De asemenea, polițiștii de prevenire au fost alături de copii și de părinții din județul Bacău, în parcurile frecventate de aceștia, în zonele de recreere, dar și la numeroase evenimente culturale sau manifestări publice cu aflux mare de cetățeni, organizând ateliere de informare destinate elevilor pe 3 paliere de prevenire, respectiv educație rutieră, siguranță online, dar și prevenirea bullying-ului sau a cyberbullying-ului. În interacțiunea cu copiii, polițiștii de prevenire utilizează metode educativ-preventive adaptate vârstei lor în scopul creșterii gradului de siguranță la acestora prin informarea lor cu privire la potențialele pericole și totodată prin oferirea unor soluții pentru identificarea și evitarea unor situații de risc. Cel de-al doilea program implementat este programul de prevenire a criminalității informatice, fiind implementate 3 campanii de prevenire, desfășurându-se 59 de activități de informare, în care au fost informați peste 1780 de cetățeni.
Pentru siguranța elevilor și a personalului didactic au fost desfășurate 1216 activități informativ-preventive în timpul orelor de curs, acoperind o gamă variată de subiecte legate de siguranță și prevenirea infracționalității. Aceste activități au beneficiat de un număr semnificativ de elevi, atât din mediul urban, cât și din cel rural. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost prezenți alături de elevi, părinți și profesori pentru crearea unui mediu sigur, atât în unitățile de învățământ, cât și în zona adiacentă acestora. Astfel, aproximativ 175 de polițiști de proximitate, de ordine publică, rutieră și siguranță școlară au acționat pentru fluidizarea traficului rutier în zonele adiacente unităților de învățământ și pentru asigurarea unui climat de siguranță publică, totodată asigurând și o prezență activă în cadrul festivităților de deschidere a anului școlar, astfel că acesta a debutat fără evenimente negative. Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar reprezintă permanent o prioritate, toate activitățile desfășurate în această direcție, fiind cuprinse într-un document programatic, întocmit la nivel județean, sub coordonarea instituției prefectului județului Bacău, respectiv într-un plan teritorial cadru de acțiune, ce conține măsuri concrete, atât în responsabilitatea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cât și a celorlalți parteneri instituționali, precum Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, format care, începând de anul acesta, ținând cont de necesitatea consolidării parteneriatului interinstituțional, a fost extins prin includerea unor noi parteneri la nivel județean, respectiv Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău, Direcția Județeană de Cultură Bacău. Cele mai multe activități de prevenire au fost adresate elevilor din ciclul liceal, la acestea participând peste 4.000 de elevi. În această perioadă au fost implementate 8 campanii și proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar, în familie și în comunitate, cum ar fi proiectul Cum să creștem sănătoși, ABC-ul emoțiilor, Necenzurat, Mesajul meu antidrog, Abilități pentru acțiune, Fred Goes Net, campania Ziua Mondială fără tutun, 31 mai 2023 și campania Consumul de droguri ne privește pe toți. De asemenea, a fost desfășurată și o campanie locală, Drogurile drum cu sens unic. În luna septembrie anului 2023, la inițiativa Instituției Prefectului, județul Bacău, în parteneria cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul Școlar al județului Bacău, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău și Gruparea Mobilă de Jandarmi Alexandru cel Bun, a fost elaborată campania județeană de informare și conștientizarea riscurilor și consecințelor consumului de droguri, Spune Nu, ce se va adresa elevilor din clasele a 7-a și a 9-a, din toate școlile gimnaziale și liceale din mediul urban, din județul Bacău. În domeniul urmăririi și supravegherii judiciare au fost dispuse măsuri pentru urmărirea la nivel național a 74 de persoane și au fost executate 34 de mandate europene de arestare sub coordonarea procurorilor. Acțiunile viitoare ale polițiștilor vor viza îmbunătățirea calității serviciului poliețenesc, oferirea cetățenilor prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranța stradală și rutieră. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 17 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei nu depășește valoarea de 15 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 1 grad Celsius. Miercuri, 18 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar noaptea minima va coboră până la 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.